găsit, dragii mei! Este finalul unui sezon de emisie în care vă mulțumesc că mi-ați fost alături și că am descoperit împreună atâtea povești minunate, atâta culoare și străduință în destinele oamenilor pe care noi îi vedem lipsiți poate de griji sau necazuri. În această ultimă ediție m-am gândit să vorbim despre întoarcerea acasă, despre acel sentiment pe care îl ai când după o lungă perioadă treci pragul casei copilăriei și simți mirosul și gustul care ți-au lipsit atât de mult. Cum s-a ajuns la înstrăinare, ce definiție are dorul pentru un om care, deși e stabilit în Italia, simte și cântă în graiul locurilor natale, ce a determinat plecarea și ce rost are sacrificiul și dorința de a răzbi în două lupte în același timp, acolo, departe, pentru a nu fi privită ca un stranier și aici, pentru a-ți face cunoscut talentul. Îi spun bine a venit doamnei Axenia. Mă bucur să vă revăd bine, după o lungă perioadă de timp. După ce v-am întâlnit prima dată la emisiunea de matinal, tot aici la Etno TV, da. Și astăzi, în spatele poveștii artistului, doamna și omul Axenia. Bine, v-am regăsit și mă bucur din suflet că v-ați făcut loc și pentru mine, pentru că nu știți ce înseamnă pentru un român plecat, atenția celora din țară. Nu știu dacă toată lumea este la fel, dar cel puțin eu cred că foarte mulți. Unde v-ați născut și din ce familie proveniți? M-am născut la Maramureș, pe Valea Vaserului, pe unde trece Mocănița, într-o familie de oameni simpli, țărani, și mai am încă trei surori. Cântau părinții dumneavoastră, cu ce se ocupau? Da, tata meu, Dumnezeu să-l odihnească, cânta la vioară și eu îl divinizam pe tata ca și muzicant, că nu era profesionist, dar era foarte bun și ca om și ca muzicant. Dacă tot ați spus de tată, când pronunțați cuvântul tată, pentru că știu că nu mai aveți părinți în viață, din păcate, la ce vă gândiți și ce vă amintește de dumnealui? Foarte multe. Și că mi-a lipsit toată viața prezența lui de tată, pentru că aveam decât 18 ani și ceva și l-am pierdut pe tata tocmai atunci când trebuia să îl am aproape, să mă susțină. Eu eram și fată și băiatul lui, pentru că eram tot timpul în preajma dânsului. Ați simțit atunci că aveți sufletul gol, că vă simțeați singură, vi s-a frânt o aripă după pierderea dânsului? Sincer să fiu, foarte mulți ani de zile nu am putut să-mi revin. Durerea aia există și acum, dar fiind tânără, m-a marcat extraordinar de mult. Când ați avut poate nevoie să vă fie tatăl aproape, când ați hotărât să vă luați viața în piept, să deveniți femeie căsătorită, nu l-ați avut alături? Nu l-am avut. Mama săracă ne-a crescut cum a putut și cum i-a ajutat bunul Dumnezeu să ne crească și să ne ajute să plecăm în viață măcar cu cei 7 ani de acasă, că eram, să zicem, o familie de oameni săraci, dar nu am răbdat de foame. Mama săraca se străduia ca să ne dăie nouă, poate uneori să lăsa pe ea și ne cumpăra nouă, ne îmbrăca, ne încălța, pentru că nu era ușor cu 4 copii ca să ne crească. Cărui fapt s-a datorat decesul dânsului? Este o poveste foarte tragică și trebuie să vă spun că poate toată lumea că mă știe așa zâmbind, dar în spatele zâmbetelor mele este o tragedie în urma tatălui meu. Pentru prima dată fac public acest lucru și nu știu, poate surorile mele nu o să le convină asta, dar tatăl meu a fost omorât
și pe vremea lui Ceaușescu era în mijloc un milițian care a ascuns toată situația asta, bineînțeles, a luat niște bani care am încercat foarte mult și eu și surorile mele ca să ajungem măcar la mormântul lui, sau am fost în cimitirul unde ni s-a spus niște voci din vecinătatea de acolo, de la Mehadia, spuneau unde a fost omorât. Am încercat să ajungem acolo, dar fără rezultate, pentru că nici măcar preotul de acolo, nu reproșez preotului pentru că nu are nicio vină, dar e foarte bizar ca să nici, să nu te ajute nimeni, nici măcar preotul, care știți foarte bine că acolo este o hartă a cimitirului, persoanele decedate sunt înregistrate undeva, nu? Nimeni nu ne-a ajutat cu absolut nimic. Toată Deci lumea a dumneavoastră fugit nu de știți nici unde este responsabilitate. mormântat tatăl? Nici, nici. Pentru că tatăl meu, săracul, mergea la muncă, la Maramureș, a fost foarte greu, cu 4 copii, în munți, nu era ca acum. Acum încă se mai mișcă, lumea se descurcă, mai pleacă în străinătate, mai vin. Atunci era foarte greu să trăiești numai din... el a lucrat ca și tafist, tractorist, adică, și o spun cu mândrie asta, pentru că cu mânuțele lui și a mamei mele ne-au crescut și cred eu că ne-au crescut destul de bine. Școala nu am făcut prea multă, deși eu îmi doream foarte mult, eu eram cea care mă luptam să merg înainte, să studiez, să fac măcar școala populară de artă, însă dacă nu era situația materială, vă dați seama că mama nu putea ca să Dar facă despre față. moartea dumnealui și de faptul că a fost omorât și nedreptatea aceasta de a ști adevărul până la urmă, pentru că aveați acest drept, că ați aflat atunci la vârsta de 18 ani sau la perioadă lungă de A timp? fost un alt moment de șoc în viața mea. Eu eram foarte legată de el și poate, nu știu cum să spun, fiecare om iubește ambii părinți, dar eu eram legată de el, îl divinizam. Tata era un om cu un suflet nobil, cu o bunătate extraordinară, se juca cu noi în 4 picioare pe sub masă, ne ascundeam, ne jucam cu el, era, se punea în mintea noastră, ne făcea toate poftele. Mama era puțin mai sobră, mai, să zic așa, Drastică. da. Și nu ne făcea toate poftele, mai ne dădea câte una, două, când tata niciodată nu ne-a lovit, nici măcar cu nuia. Mama ne mai... Și nici până astăzi nu știți cine l-a omorât? Nu știu absolut, decât așa, din, cum am spus, vocile de pe... din apropierea cimitirului, niște oameni bătrâni, am întâlnit pe cineva care ne-a spus că cineva cu care lucra acolo, eu știu a cui era afacerea, nu știu ce afacere era pe atunci, pentru că noi eram mici, nu, pe atunci copiii nu întrebau, nu cereau atâtea detalii la părinți. Ce spuneau părinții era literă de lege, adică noi aveam respectul ăla și vis-a-vis de mama și vis-a-vis de tata, care ne limitam întotdeauna, nu știu, nu vremurile de atunci nu se seamănă, se aseamănă cu acum Și deloc. care au fost totuși împrejurimile care au produs acest... Nu știu absolut nimic, pentru că asta am vrut să spun mai devreme. Când am aflat că tata a murit, era în joia nunții la sora mea, mai mică decât mine, cu 4 ani. Și Deci, practic,
urma un eveniment fericit în familie. Da. Sora dumneavoastră urma să se căsătorească. Da, și până la urmă s-a făcut nunta pentru că era totul programat. Mama mi-a spus, așează-te jos, pentru că știa că mă topesc. Și mi-a spus, așează-te ca să spun ceva. Și mi-am dat seama, parcă am presimțit în momentul ăsta, că ceva nu-i la locul lui. Și bineînțeles că eu îmi doream foarte mult ca tata să vină la nunta surorii mele, dar nu mă feresc ca să spun că ei la un moment dat s-au despărțit, dar nu legal. Mama îi purta numele până ce i-a decedat. Și eu am avut impresia că o să-mi spună că tata nu poate veni la nuntă. Însă atunci când m-a ținut de amândouă mâinile așa, mi-a spus că tata nu mai este. A fost foarte greu. A fost foarte greu. O durere care nu-i doresc nici la dușmanii mei, ca să afli că tata a murit când era în floarea tinereții. A murit foarte tânăr și... Ce vârstă avea atunci, doamna Axelie? La 36 de ani trecuți. Da. Și era un om plin de viață, energic, cu umorul la purtător. Era cereașa de pe tort. Dar până în ziua aceea, și îmi cer scuze că vă întreb, care urma să fie evenimentul, când l-ați văzut ultima dată? Sau ce v-a spus? Tata, vedeți cum sunt familiile, unde există o ruptură, o despărțire între soț, soție și nu merg de acord. El venea săracul din când în când să ne vadă. Uneori se ascundea și ne urmărea când mergeam la școală și totuși ne vedea. Pe urmă mama a decis că trebuie ca să ne vadă și știți cum, acolo unde intervine ruptura, deja se leagă tare multe legate, cum să spun, multe lucruri care, na, în timp mai renunță lumea și la stropul ăla de răutate, că sunt copii în mijloc și... Da. Totuși, cum a trecut mama? Că chiar dacă s-a produs despărțirea, cum a zis, până la final a hotărât să-i poarte numele, cum a trecut totuși peste această traumă și pierdere, avându-vă și pe dumneavoastră patru fete? Mama, pot să spun că mama l-a iubit foarte mult pe tata, însă s-a întâmplat niște chestii așa care nu trebuia să se întâmple și el s-a supărat, era o persoană foarte sensibilă, s-a supărat și a plecat. Adică la rândul mamei și dânsa a avut mama ei a decedat foarte tânără și au rămas 9 copii. Mama s-a căsătorit prima și a luat toți frații la ea acasă. Și vă dați seama că uneori poate e mult o persoană, două, da, să toți. Fie, da, toți. Și el săracu a suportat până ce a suportat și la un moment dat a plecat și a văzut Petru. Pentru că oricum, cât ai iubi un om, când deja se bagă prea multe persoane în viața ta, deja acolo apar probleme. Așa consider eu că a fost, cel puțin nu știu ce a fost în mintea mamei sau a tatălui meu. Dar mă gândesc. Credeți că plecarea dumneavoastră în Italia s-a datorat acestui fapt, a pierderii tatălui? În primul rând, păi, eu am plecat, deci mama săraca m-a dat la școala profesională de chimie și eu după terminarea școlii profesionale, cu contract de muncă, pardon, pe urmă eu am vrut să fac și liceul seral și l-am terminat, lucram în același timp. Și vă dați seama că era greu, că
Este foarte greu când nu sunt amândoi părinții. Uneori și când sunt amândoi părinții, fiind patru copii în casă, era foarte greu și vă dați seama că eu nici nu, măcar nu-mi permiteam să-i cer mamei bani. Făcea așa ce putea și pentru că eu am avut contract de lucru, imediat am avut Serviciu. serviciu, da, și tot așa legate de serviciu, de-abia terminasem școala, de-abia mama s-a bucurat că am intrat pe pâinea cea de toate zilele și după de 2 ani de zile am avut un accident în câmpul muncii. Am fost arsă cu sodă caustică, gradul 2, arsuri, și de acolo trebuia să schimb meseria, să schimb munca. Și au început alte situații, din ce în ce tot mai, cum să spun, mai grele. Când l-ați cunoscut pe Dumnezeu și când ați simțit că v-a ajutat să Din treceți? Pentru că totdeauna. s-au ținut toate lanț totuși. Din totdeauna și din fiecare încercare și fiecare greutate pe care am avut-o în viață, îl rugam pe Dumnezeu să mă ajute să pot să trec psihic și fizic, pentru că erau arsuri și, vă dați seama, eram tot Dar corpul. cum s-a întâmplat? Lucram în 4 schimburi, a 6 ore. În momentul în care i-am spus șefului meu de tură ca să dea drumul la căldură mai tare, îmi cer scuze, el i-a dat drumul la căldură și a uitat să închidă. Și în momentul în care eu eram laborantă, operator laborant, și în momentul în care eu am deschis robineții să iau apa, să vedem analizele, apă demineralizată, îmi cer scuze, sunt și foarte emoționată. Și în momentul în care s-a produs explozia, cred că asta e tot, Dumnezeu m-a încercat și Dumnezeu m-a ajutat în continuare și nu m-am pierdut cu firea. Am ridicat amândoi brațele așa și mi-am ferit brațele, însă printre mi-a venit apă cu sodă caustică și era foarte concentrată, vă dați seama. Și am fugit din locul accidentului. Nu am alunecat pentru că știți, soda caustică lichidă este foarte moale. Nu am alunecat, Dumnezeu m-a ținut în picioare pentru că a fost la un moment dat plin de abur, că se încălzea cu abur. Am ieșit, știam unde este ușa, dar nu se vedea nimic. Am ieșit afară și am fugit. La spital, la urgență, la Copșa Mică se întâmplă asta, la Carbosin, fără ca să-i spun portarului ceva, decât atâta, din mers i-am spus, sunt arsă cu sodă caustică. Nu știa nimeni unde sunt, că am dispărut de la serviciu și am fugit și portarul a sunat la locul de muncă să spună că am plecat la spital. În sfârșit au venit colegi și imediat m-a luat ambulanța și m-a dus la Mediaș pentru că era un spital mult mai, să zicem, mai bun. Și acolo deja încetul cu încetul m-am pierdut cu firea pentru că cât ai fi de puternic, când te simți că ești în mâinile medicilor, parcă te relaxezi într-un fel. Și atunci am căzut puțin, să zicem așa, într-o comă. Însă Dumnezeu m-a iubit și m-a ajutat și am trecut și peste asta. Am avut noroc și pe această cale am avut un medic care a avut grijă de mine, domnul să-l cer. Și mi-aduc aminte că erau medicamente venite din America,
pentru cineva, niște bolnavi, niște, adică o persoană, pardon, pentru o persoană care era la rândul ei arsă cu sodă caustică și medicamentele care au rămas de la ea, le-a folosit la mine, spray-uri, cum era din America. Eu eram fata năcăjită, cine să-mi dea decât Dumnezeu. Au fost întâmplările astea ca să-mi rămână mie toate medicamentele alea și cremele și medicului. I-a fost milă de mine, că sunt tânără. Mi-a spus după ce mi-a revenit și s-a ocupat de mine extraordinar de mult. El venea și mă curăța și avea în fiecare, și poate trecea și de 3-4 ori pe zi ca să vină să vadă ce fac, cum dacă se formează cruste, dacă poate să mă curățe. A doua zi dimineața eram groaznică. Vă dați seama cum arăta pielea pe tot corpul arsă. Vă gândați în momentele alea că o să vă mai reveniți și o să fie exact ca Nu, înainte? nu, 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 pentru că vrei, nu vrei, eu sunt o persoană foarte puternică de caracter, dar eram și tânără și mai naivă și na. M-am speriat foarte mult când am văzut că deja nu mă simt nici bine. Și noastră, dacă știți, soda caustică lucrează și atacă până la os. Și Arde. frica aia, da, panica aia ca să nu-mi ajungă la os, să nu trebuiască, eu știu, să-mi taie mâinile, mi-a afectat ochiul stâng, dar din fericire am fost tânără și s-a regenerat și țesutul, pielea, foarte puțin mai am încă urme. Ochiul mai slăbuț așa, vedeam atunci, încetul cu încetul mi-am revenit și cu vederea, dar nu mi-am imaginat că o să văd, toată lumea vorbea, a venit mama, nu i-am spus mamei decât a venit o prietenă tare dragă, Anița de la Blaș, care lucra la informații CFR. Pe atunci și eram prietene foarte bune și ea venea cu sufertajul, cu supă, că nu mai supă, puteam să mănânc și nu puteam să ridic nici brațele, absolut nimic, că nu puteam să mișc, pentru că dacă îndoiam brațul, pleznea din nou pielea și crustele se desfăceau mai tare și mă hrănea, Dumnezeu să-i dea sănătate. Am trecut momente foarte, foarte urâte, dar mulțumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de mine și mi-a dat zile să trăiesc și am trecut, aș putea spune, greu, dar cu brio prin tot necazul ăsta. Ați fost o persoană puternică și nu mulți Da. ar reuși să treacă peste astfel de momente. Și Da. cu toate acestea, ați hotărât să plecați și în străinătate. Când ați hotărât că e E, momentul și ce v-a determinat să plecați de aici? păi, tocmai asta vreau să vă spun, că după ce am avut acest accident, nu am mai avut voie să lucrez în mediul toxic și am plecat la Sibiu, mi-am găsit de lucru la Sibiu, la fabrica de stofe Libertatea. Pe urmă, și de acolo, trebuia intrare în oraș, cum știți, pe vremea lui Ceaușescu, era Nicu Ceaușescu atunci. Și acolo era toxic și începuse alergii și alte chestii, deși foloseai mănuși și așa, dar nu puteam să stau pentru că nu mă simțeam bine, nici la respirație. Apoi, un cunoscut a zis, uite, n-ai vrea ca să lucrezi ca ajutor de ospătar pentru început și pe urmă să faci cursuri și să lucrezi ca ospătar și am zis, cum să nu? Mai ales că, vă dați seama, mama nu mă putea ajuta, eu aveam o responsabilitate poate mai mare decât a mamei, că mama era în casa ei, cât aducea acasă, se împărțea la toate surorile și mâncau. Însă eu, odată lăsând un serviciu, trebuia obligatoriu imediat să îmi găsesc altceva și să îmi țin existența. Am închiriat o cameră
Și încercam să mă descurc, mă limitam la absolut tot, dar lucrând acolo, asta am vrut să spun, la Continental, am avut norocul că mâncam acolo. Pentru mine era extraordinar de mult. Preferam să lucrez toată ziua, să fac ore suplimentare, ca să am asigurat micul dejun, prânzul și În cina. felul ăsta puteți economisi și bănuții pe care îi Economisi, luați. bineînțeles, nici nu mă atingeam de banii. De la serviciu eram și tânără și atunci, nu știu cum este acum, atunci banii care îi câștigam îi puneam deoparte și ce primeam bacșiș de la clienți, aia foloseam să plătesc gaz, lumină, chirie și așa mai departe. Atunci, am lucrat la restaurantul Continental Sibiu de pe vremea aceea. Acum a devenit, pot să spun, da, Puteți. numele, da? Ibis și s-a închis pentru renovare. Am rămas fără muncă și atunci nu aveam alternativă. Trebuia ca să iau viața în piept încă o dată și să plec. Însă, un lucru foarte important care mi s-a întâmplat în perioada când lucram la Continental, am omis asta să vă spun, deci am scăpat de un necaz mare și la un moment dat vine așa zisa revoluție, era anunțat că este apa infestată, nu știu ce, eu merg să-mi cumpăr apă minerală și compoturi, una alta. În spatele meu simt cum era zăpadă aspră, așa, înghețată. În spatele meu simt o persoană care se apropie tot mai pe furiș, așa. Și eu aveam o blănuță de iepure albă, n-am să o uit până mor. Și a venit cu o baionetă, un cadru militar, cum se spunea atunci că sunt teroriști și nu știu ce. Și eu aveam plasa în față cu apă, compot și pâine și nu știu ce. El a dat cu baioneta și în zbor, așa am auzit un sunet, dâș, când a dat din spate. S-a agățat, un alt pericol ăsta, s-a agățat baioneta în Haina pe. blăniță, da, și a căzut jos. Eu m-am aruncat cu corpul pe ea și o țineam. Atunci el a început să mă lovească cu bocancii, pumni, palme și așa mai departe. Eu am început să urlu, mi-a pus mâna pe gură, l-am mușcat și i-am rupt cu dinții atâta forță. I-am rupt bucata asta de aici, din podul palmei. El m-a lăsat de mână și eu atunci am urlat ca din gură de șarpe, au venit toți vecinii, poliția, adică miliția, armata, cum umblau pe străzi împreună și așa. De data asta am rămas eu infractorul, nu el, că baioneta era la mine și am prins-o în mână și o țineam așa și toată lumea nu știa ce se întâmplă, pentru că eu eram și speriată, șocată, vă dați seama, am rămas cu baioneta în mână și atunci am fost dusă la bazinul de la Unitatea Militară 15-12 de lângă vis-a-vis de poliție și acolo tot așa Dumnezeu lucrează prin oameni. Veneau, unii mă înjurau, zicea că securistă, că locuiam pe strada lunii cu Ceaușescu. Dar eu locuiam în chirie, am râta de mine și aveam o cămăruță, de-abia îmi duceam zilele. Și dacă lucram, coincidența se făcea că lucram la Continental și cum era, știți că erau cei care colaborau cu securitatea, dar eu eram o amărâtă de fată, de-abia încercam să mă integrez în societate și cum să spun, între sibieni, pentru că eu venită de la Maramureș nu aveam absolut pe nimeni. Vă dați seama, când mergi într-o localitate și nu cunoști pe nimeni, ești atent și la umbra ta, să nu faci gafe, să nu faci nu știu ce. Și să revin la discuție, mă pălmuiau unii, mă înjurau, mă făceau în fel și chip, securistă nenorocită și alte cuvinte urâte. Și la un moment dat văd că
Apare un ofițer de poliție care venea frecvent la noi acolo la Continental. restaurant, da? Și m-a recunoscut. Ce faci tu aici? I-ați povestit I-am povestit ce am incidentul? pățit și pe urmă a vorbit cu toți ceilalți ca să mă trimit acasă, pentru că eu n-am nicio vină să fac amărâtă, ce știu ce eu fi spusă acolo, și m-a lăsat să plec acasă. Deci am sărit din lacăn puț, cam cum ar veni. Am plecat de la Copșa printr-un necaz și am ajuns la Sibiu când eram fericită că am și eu serviciu. Eram curat, îmbrăcat, elegant, coafată, că așa era strict să fii aranjată, manicură, tot te punea la apel să fii impecabil, nu puteai să intri la serviciu, era totuși 3 stele și se pretindea mult. Și uite așa au trecut. Ce vârstă aveați când ați pățit și acest incident, doamna Ține, și ați fost Păi nevoită să... imediat după ce m-am mutat la Sibiu, deci în 81 am terminat școala, în 84 am avut accidentul, adică promoția 81-83, imediat după un an și ceva am avut accidentul, pe urmă m-am mutat la Sibiu și nu foarte mult, adică un an și ceva au mai trecut de la ceea ce am pățit acolo la Copșa, și am dat de alt necaz și a fost un șoc. Și nu știu, stau de multe ori și mă minunez oarecum am mai rămas încă sănătoasă la cap. Un șoc atunci la lucru. Pe urmă am fost atacată cu baioneta, nu e chiar simplu să vezi că cineva vrea să te omoare și cum să zic, te bate cu picioarele și cu pumnii fără niciun motiv. Că așa era atunci la Revoluție. Nu știai care pe care, de ce, cum. Toți care locuiau acolo în zonă erau casele împușcate, după cum știți, erau bătuți, batjocoriți, chiar omorâți mulți dintre vecinii care au decedat în timpul acela. Și uite așa, rămânând fără muncă, când s-a pus în renovare Continent. continentalul, da? Atunci am zis, trebuie să fac ceva. Am plecat la mare pe sezon, pentru că mai lucram pe sezon la mare, și mi-adunam și un bănuț acolo, pentru că nu era ușor, nu era chiria foarte mare, dar nici foarte mică, dar nu era suficient ca să poți să plătești Și chirie, dările și curent, gaz, să mănânci, să să vă te îmbraci, întrețineți, da. totuși trebuia să ai o prezență acceptabilă între colegi. Și de aceea nici nu am continuat să cânt, pentru că am fost săracă și nu puteam să fac față. Adică eu nu aveam nici măcar radio în casă, nici televizor, nici pick-up, cum era pe vremuri, înainte de accident și chiar după. Am activat la Casa de Cultură 1 Mai de la Mediaș și mi-aduc aminte că mi se spunea directorul de acolo și alții colaboratori îmi spuneau: trebuie să pregătești cântece noi, trebuie să faci asta și asta. Și mie mi-era rușine să le spun că nu am nici măcar radio acasă. Mi-era rușine, ascundeam. Adică nu vroiam ca să știe nimeni că eu sunt săracă, încercam să mă limitez, nu mă băgam între, eu știu, copii care erau tineri, care Ca erau să nu vă afirmați bogați. de teamă că veți fi Înlăturată, de altfel am înlăturat. și fost înlăturată. La un moment dat am cunoscut un tip care era la facultate, ne-am înțeles extraordinar de mult, l-am iubit ca pe ochii mei din cap și cred că în sufletul meu mi-a rămas. Însă am auzit odată pe mama lui, mătușa lui, care nu avea copii, el acolo locuia pentru că era din provincie, nu din oraș, din Sibiu, și mă iubea foarte mult. Mătușa lui nu avea copii și mă iubea și
mă înțelegeam extraordinar de bine și cu părinții, însă dacă eu eram săracă, era momentul ăla care s-a ajuns să el ar fi vrut, bineînțeles, să ne căsătorim și așa. Dar mama lui nu vroia. La un moment dat vorbeau între ele și eu eram pe hol și am prins discuția că zicea mama lui, păi nu putem să o luăm, că e săracă. Eu îi dau la fiul meu o casă, dar mamă să-i cumpără mașină. Ce mașină? Că eu n-am nici de mașină de tuns bani, dar aminte de mașină, mașină. Și după aceea m-am retras, fără ca să motivez ceva, m-am retras, mi-am văzut de viața mea, am știut că n-am loc acolo și mi-am văzut de lungul nasului. Dar simțiți poate că ați avut acel vis de a deveni mireasă și de a vă căsători cu marea dragoste și din prisma Bineînțeles, banilor a trebuit să care renunțați? fată nu-și dorește ca să se căsătorească? Și după aceea, nu știu, probabil fiecare persoană care trece printr-o situație similară, cred că prinde o ură așa și zice, gata, nu mă mai căsătoresc. Și am respins orice alte relații. Am avut un inginer de la Oradea care mă curteza, un profesor de matematică, dar m-am retras pentru că știam că nu o să se ajungă acolo, pentru că era din familii foarte bune, de medici, nu știu ce, noi Dar eram de ce nu oameni v-a spus în simpli. valoare, doamna Xenia, frumusețea și cea a sufletului? Pentru că Știam aveați că atâtea calități, nu cred că banii erau. erau. Pentru că fiecare clasă socială se simte. Eu nu puteam să țin, vă dau un exemplu, eu nu puteam să țin frâu cu ei, deși îmi plăcea să citesc foarte mult, nu aveam bani să-mi cumpăr cărți. Era cu biblioteca, ce mai puteam să mă abonez, să citesc, să nu știu ce. Dar erau chestii care ei, copii de medici, de profesori, de nu știu ce, din lumea bună, nu? Aveau altă pregătire, altă cultură, alt vocabular. Eu eram fată venită de la țară care încercam să mă integrez și cred eu că am și reușit. De exemplu, la un moment dat, unchiul băiatului despre care vorbeam a fost o personalitate în lumea sibiană și săracul a încercat să mă ducă să fac cursuri. De exemplu, pe vremea aceea era stenodactilografie care nu-și permitea oricine și nu ajungea la acea relație, să zicem. Și dânsul Dumnezeu să-l odihnească, m-a dus să fac cursul ca să mă fac un bagaj de cultură, ca să mai învăț, să lucrez la o fabrică foarte importantă acolo în Sibiu ca secretară și nu știu ce. Erau niște chestii care, sincer, atunci mă depășeau. Dacă era acum, se schimba situația, dar atunci eram un copil nevinovat, neplicată niciodată de acasă. A fost greu. Dar credeți că încercările astea mari pe M-a care le-ați format avut ca v-au om. format? Da. Sigur, 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 m-a format și de fiecare dată m-a ambiționat Aveți o și mai altă mult. încredere în dumneavoastră acum? Absolut. Sunteți mai Dar decisă? să știți că fiecare greutate prin care am trecut V-a întărit. m-a întărit și îmi impuneam. Nu trebuie să renunț de data asta, vorbeam cu mine și îmi spuneam, nu trebuie să renunț, trebuie să mergi mai departe, trebuie să te zbați, viața oricum este un război și dacă ai intrat Să în nu-l el pierzi. trebuie să lupți și să mergi înainte. Și am încercat să-mi țin existența cu bune, cu rele, am greșit, am câștigat, am pierdut, dar asta e viața. Și cum v-ați hotărât să plecați în străinătate? Ce Așa. vârstă aveați când ați plecat în Italia? Păi cred că aveam vreo 20, o clipă. Am fost prima dată în 94, am fost în Germania la o verișoară de-a mea, care eu, prin relațiile mele, îi luasem viză să plece în Germania. Și nu eram eu omul plecării în străinătate. Eu eram, eu îmi iubesc și acum țara și pe, tu te mă topesc.
Și nu vroiam să plec. Și am zis, du-te tu, Ileana, dacă vrei să mergi, du-te, uite, îți rezolv. Am fost cu ea, atunci era pe relații și așa. Și n-am vrut să plec. Însă, după un timp, după ce am văzut că nu mai fac față cheltuielilor și pretențiilor care, responsabilității care o aveam, am decis ca să plec și eu. Și mi-am luat viză și am plecat la ea, în Germania. Dar nu m-am putut acomoda, eu eram obișnuită. Am și în ziua de astăzi foarte mulți prieteni. Atunci aveam foarte mulți colegi de la Sibiu, Dumnezeu să le dea sănătate. Așa copii bune, prieteni dragi, prietene, am avut extraordinar de bun și nu vroiam să mă rup de ei și când am plecat în Germania mi era atât de greu, cum să rămân eu aici, cum să stau eu și n-am pe nimeni și nu știu ce. Nu am stat mult, între timp nepotul meu a fugit pe vremea lui Ceaușescu în Iugoslavia și de acolo a ajuns în Austria, pe urmă din Austria în Italia. Pe parcurs o duce pe mama lui că e murise tatăl și a rămas cu ei doi. Copilul și-a luat rolul în piept de bărbat și a făcut rolul de tată. A dus-o pe mamă sa, pe urmă pe sora lui, care acum este medic, a studiat acolo la Torino, a dus-o de micuță. S-a integrat foarte bine. O altă soră de-a mea, cu soțul, cu copilul, cu nu știu ce, încetul cu încetul, am făcut un cheag și Ați plecat. am fost cu toții și suntem încă. Două surori suntem în aceeași localitate și una la 10 minute de noi. Și nepoții toți acolo. Dar n-a fost ușor, a fost. Și acolo când ați plecat în Italia, v-ați angajat imediat după ce Mi-a găsit v-ați... ce și viața asta. Mi-a găsit o cunoștință de lucru și când am ajuns acolo, m-a așteptat un domn la aeroport, m-a luat cu mașina și m-a dus la el acasă. Eu lucrând în restaurant, eram foarte bucuroasă că mi-am găsit în domeniu. Pe când colo, ajuns acolo, în creierii munților, lângă Milano, ajung acolo și domnul era pe o poziție materială extraordinară în politică, cu post de televiziune acolo, nu știu ce. Mi-a arătat poze cu mine și avea într-adevăr un restaurant, dar numai vara se deschidea acolo și eu am ajuns cam în iarnă, așa. Dânsul roia o relație, de fapt, mai mult decât ar fi vrută să lucrez eu și așa. Când am văzut intențiile, n-am stat decât o săptămână și am plecat de acolo, am plecat la sora mea cea mai mică și încetul cu încetul mi-am găsit de lucru la curățenie, la birouri, la bănci, era totuși nu foarte greu, dar foarte Era greu un mediu, psihic. da, psihic. Da, pentru că făcând comparație că totuși eu aveam un serviciu bun în România și puteam să găsesc altceva, acolo am mers direct la curățenie. Italienii sunt latini ca și noi, însă au o mentalitate mult mai diferită. La început, bineînțeles, te privesc de sus, până te încadrezi în regulile lor, până te cunosc, te lupți puțin. Te lupți. Și când ați pășit, iată, într-o țară străină, v-ați stabilit, după cât timp v-ați cunoscut soțul? M-am întors înapoi în România, nu am vrut, deși era cu viză atunci și în Italia, m-am întors înapoi după 6 luni. Mi-am câștigat niște bănuți acolo, era foarte greu și cu. Nu puteai să ieși pe stradă dacă n-ai acte și permis de lucru, nu puteai să ieși că te. De frica să nu te ia carabinieri să te trimită în țară. Și am zis eu la stresul ăsta, nu pot să stau mai bine, mă duc acolo și mănânc pită cu ceapă și cu slănină și totuși o să-mi găsesc eu ceva.
Și m-am zbătut, Nu, dar nu ați obosit la vremea aceea să vă mutați dintr-un loc în altul, să nu vă găsiți practic locul. tinerețea are adrenalina ei, are energia ei, aia magică, care nu simți oboseală, nu simți, cum să zic, adică nici nu te gândești să dai înapoi, decât să faci ceva ca să avansezi, să mergi tot, să urci tot mai sus. Adică era un faliment dacă eu renunțam să lucrez, pentru că nu aveam de ales. Pe urmă am lucrat la bătrâni, sora mea mi-a găsit la o familie de bătrâni și nu mi-e rușine să spun asta, pentru că trebuie să știe românii că mulți nu recunosc și nu spun prin ce necazuri și ce greutăți trec acolo. Bătrâna care aveam eu o grijă de ea, locuia la parter, la casă, deasupra locuia fiica dânsei, divorțată, și un gen de om, nu știu cum să zic, foarte nervoasă, foarte, nu-i plăcea nimic, în sfârșit. Dificilă. Așa, și vă spun că venea și aducea, eu găteam, să zicem, paste, aproape zilnic se făceau paste pentru mine doar, dar pentru mama ei venea cu o farfurie de sus și zicea, la mama îi place foarte mult carnea asta și îi punea mamei în față și spunea, taie carnea aia, bucățele mici și dă-i la mama. Și eu mă uitam. Dar vă dați seama că nu că vezi, Doamne, ai avea poftă să mănânci carnea aia. Chestia e că te umilește. Și aia doare așa de rău. Doare așa de rău. Manipularea psihică și umilința sunt mai periculoase Mai decât periculoasă decât orice, violența fizică sau sigur. verbală, da. Poate că dacă îmi dădea un dos de palmă Nu vă durea cineva, atât de nu, tare. nici nu simțeam în confruntul celuia ce, adică ceea ce făcea și în repetate rânduri făcea la fel și la un moment dat am vorbit cu sora mea. Noi mai avem încă o soră în România, suntem patru, cum spuneam. Sora mea săraca începea să trimită pachete de aici din România cu de toate produse românești, încă nu erau toate magazinele românești ca acum. Și o rugam să îmi aducă de mâncare de la ea de acasă, că nu mai puteam de foame. Pe cuvânt de onoare. Și acum, după ani de zile, în aceeași localitate, pentru că eu locuiam la sora mea, pe urmă m-am mutat la Torino, pentru că era altă oportunitate de a-ți găsi de muncă și lumea puțin mai modernă decât în provincie, cum ar veni. Acolo sunt oameni care sunt efectiv rasiști și acum, nu numai cu ani în urmă. Și o rugam pe sora mea ca să-mi aducă de mâncare, că nu mai puteam de foame. Adică, pe cuvânt de onoare, poate că n-ar trebui să spun asta și n-ar, să nu cumva care cineva ca să creadă că vorbesc de rău despre italieni. Dar asta e adevărul. Cu asta se confruntă săracele femei care merg în străinătate, care merg să lucreze la fix, cum se numește, ca îngrijitoare. Multă lume nu spune, ascunde, tace, se îmbolnăvesc femeile, poate vedeți și dumneavoastră, se îmbolnăvesc multe femei de umilința care Îndură. îndură acolo, da. Apoi am decis să plec de acolo, am zis cu riscul că oricum aveam surorile care aveau locuințe acolo și am zis trebuie să fac ceva. Și am decis să nu mai lucrez la bătrânii, pentru că stând cu ei în casă, vedeți că și într-o familie Și uneori era mai. tânără totuși. Da. Este foarte greu să. Cum să spun, nu vreau să vorbesc vorbe grele, adică să suporți un bătrân. Pentru că până ce și o doamnă unde lucram în altă parte pe urmă, îmi spunea.
Doamne, ești așa de tânără și frumoasă, oare cum mă suporți? Era foarte conștientă, deși era bolnăvioară, săraca, dar erau și, sunt și oameni extraordinari, extraordinari la suflet, dar sunt și de ea care... Nu știu dacă... Boala te înrăiește și bătrânețea. Cum? Boala te înrăiește și bătrânețea de Da, multe ori. da. Apoi, încetul cu încetul, mi-am găsit, cum spuneam, la bancă, la curățenie, la oficii, la birouri, pardon, la, eu știu, la curățenie, la familie, așa, făceam 4-5 ore pe zi, totuși era un pas în față și câștigam mult mai mult comparativ cu munca care trebuia să o fac la domiciliu și să stau 24 din 24. Și am să vă povestesc ceva, spune și comic și tragic. La sfârșit de săptămână, sâmbătă, aveam liber până duminica seara. Mă credeți că am ieșit pe poarta curții. Și era, una era închisă și eu atât eram de zăpăcită de cap pe cuvânt de onoare, pentru că este un stres psihic la maxim. Adică nici nu cunoșteam limba. La început a fost extraordinar de greu. Deși eu lucrând în restaurant mai știam multe cuvinte, mai am luat dicționar, mai citeam, mai mă ajutam, nu știu ce, dar este psihic foarte, foarte greu. Și în loc să ies afară, am urcat pe poartă, efectiv. Am crezut că poarta e deschisă. Atât eram de fericită că ies din casă. Da seama? Și acum Simțeați că evadați cumva? simțeam, da, o eliberare, o fugă de responsabilitate. Doamna Nu sunt Xenia, dar tare uitându-vă fugă așa de în responsabilitate. spate, nu știu, n-aveți regrete că poate nu v-ați trăit tinerețea cum trebuia sau datorită faptului că așa a fost conjunctura și nevoia de a vă întreține v-au determinat să faceți cumva aceste compromisuri? Mai simțeați că aveți momente de fericire pe atunci? Eu îmi găseam fericirea, scriam, compuneam texte, eu îmi fac toate textele, scriam foarte mult, fugeam de gândurile care mă apăsa și cântam uneori, făceam haz de necaz, Dumnezeu mi-a dat harul ăsta. Ca să ies din situație, întotdeauna făceam haz de necaz, autocritică, autoironie. Când mă întâlneam cu rudele, râdeam de mine cum am făcut, ce s-a întâmplat, nu știu ce. Adică o fugă așa din gândurile alea negative, negre. Și știu că în prezent sunteți căsătorită acolo, în Italia, Da. cu un italian. La Da. cât timp l-ați cunoscut și cum v-ați decis să faceți acest pas? Păi, după mult timp l-am cunoscut, tot așa am mers la curățenie. Cred că deja stăteam eu în Torino 5-6 ani și la un moment dat bătrânii unde lucram eu la curățenie, că aveam familie care mergeam fără acte, dar aveam, cum să spun, aveam siguranța că îmi câștigam pâinica, am încheiat o locuință mică. Și puteam ca să-mi plătesc toate dările, nu? Și sora mea, la un moment dat, mi-a spus, uite, ți-am găsit ceva de lucru, referitor la soțul. Îmi cer scuze. Și bineînțeles că eram bucuroasă de numai, dar zice, fii atentă pe mine, nu mă lasă soțul meu să merg acolo pentru că este un domn mai tânăr. Și soțul meu este gelos. Acum o spun pentru că oricum sunt despărțiți, sora cu soțul, fostul ei soț sunt despărțiți și dacă se supără chiar nu cred că e cazul. Și am ajuns acolo, l-am văzut pe soțul meu cât un munte, ca un brad înalt și aș putea spune că foarte haios, foarte simpatic, așa. Vorbește puțin, dacă îmi vorbește te distrezi de numai și mă uitam așa la el și el se uita la mine pe sub ochelari,
completa integrame în bucătărie și am zis la sora mea, tu trebuie să rămâi astăzi cu mine ca să vedem, poate că soțul tău știe ceva despre el, din cauza asta nu o vrut să te Nu te lasă. lasă, Da. da. Bineînțeles că omul n-avea nicio treabă, dar na. Pe urmă am lucrat în continuare până la vreo lună, jumătate. El era după un divorț, după 2 ani după divorț și ca să vă dați seama, un bărbat singur trebuia făcută, cum să zic, lună și bec. Mie îmi place să fac curățenie, mă relaxez, îmi place foarte mult și l-am văzut un om suferind că a avut și el o istorie cu divorțul și l-am văzut un om calm și bun și așa, respectos în primul rând, generos și am făcut cu atâta drag curățenie acolo, parcă era ceva anormal cum făceam până atunci, pe cuvânt de onoare. Mi-aduc aminte că mi-a spus, doamnă, aici este frigiderul, acolo sunt legumele, vă rog să Serviți. luați de acolo ce doriți să Ce gătiți frumos. și să mănânc și eu Venită cu după grija dumneavoastră. la bătrânii în care vă era interzis, poate să. Și să ating și dacă beai apă mai multă, parcă se uitau și mă rog, în sfârșit, când am văzut generozitatea lui și mi-aducea și fructe și una și alta și am zis, domnule, totuși sunt și oameni extraordinari care merită tot respectul, dar sunt și de aia care te otrăvesc de supărare. Apoi a trecut timpul așa, mergând la curățenie în fiecare săptămână, de 2 ori pe săptămână. S-a legat o prietenie așa, am văzut că e cu minte, de un calm de fier. Dar ce vârstă aveați dumneavoastră când Păi deja l-ați aveam cunoscut? deja, eu numai clipă să nu greșesc, aveam deja 39 de ani. Și până la 39 de ani ați fost Nu, nu, am căsătorit. fost Ați fost. căsătorită, da, am fost căsătorită și era și la mine după divorț, mai mult aș putea să spun că a fost o relație care n-a funcționat de la bun început și nu vreau să discut despre asta pentru că a existat foarte multă agresivitate și nu aș vrea să continui cu absolut nimic și poate nu i-ar plăcea nici soțului meu să vorbesc despre asta. Continuând cu soțul meu, m-a invitat la teatru, la un film, la nu știu ce, am zis, domnule, totuși, mi se pare un om destul de normal pentru restul lumii ce am cunoscut eu până atunci, nu? Și Până la urmă nu aveați nimic de pierdut și trebuia să ieșiți după sigur, această sigur că decepție da. pe care o trăiseți și Și dumneavoastră. eu și el. Pe urmă, după aproape 3 luni de zile, am decis să mă mut la el acasă. L-am cunoscut mai bine, am văzut că e băiat bun, e cu minte, noi cu restaurante, cu barul, cu nu știu ce, e un om de casă, muncește foarte mult și cred eu că a rezistat. Deja sunt 11 De ani căsnicie. de căsnicie. Fel. De când stăm împreună? Căsătoriți suntem doar de 3 ani. Să fiți sănătoși, doamna Mulțumesc Xenia, și și dumneavoastră. să aveți parte de înțelegere și respect alături de omul Mulțumesc. care v-a completat acel gol în suflet. Exact, tocmai asta este că totuși avem amândoi o vârstă și dacă există respect, nu există casă unde să fie biserică să nu se certe. Uneori și în biserică se ceartă lumea. Dar el este tată, are copii? Nu, nu are copii nici el și nici eu nu am copii. Da, v-ați fi dorit sau dumnealui? Bineînțeles, eu în urma acelui accident de la Copșa Mică nu puteam să țin sarcina și am pierdut de mai multe ori și el la rândul lui n-a avut copii că n-a fost să fie, poate. Ce să Dacă ar spun? fi să vă întreb de un regret, ar fi acesta că n-ați devenit mamă? Nu aș putea să-l numesc regret pentru că totul este rânduit de la Bine. Dumnezeu. Eu cred în destin, dacă n-aș crede în Dumnezeu.
Și cred că așa trebuie să fie. Regretul meu este acela că am renunțat la muzică din cauza unei persoane care m-a șantajat de ce n-am fost de acord cu niște chestii. Mă înțelegeți? Deci, printr-un șantaj, ați fost nevoită să Cum să renunțați, să spun? vă promovați, practic. Mi s-a propus la un moment dat să fiu amanta cuiva. Vă dați seama că eu eram tânără, aveam pretenții la un băiat ca să... și domnișoară pe deasupra. Adică fiecare domnișoară își dorește un băiat Și tânăr să-i să-l fie iubească. ales, nu. Cum adică să ajung eu în situația aia ca să stau lângă un bărbat poate care putea să-mi fie tată? Și mi s-a făcut lehamite și am zis nu. Și am lăsat muzica și atât de rău îmi pare. Pentru că... Aveți o voce frumoasă, aveți melodii Mulțumesc frumoase și frumos! asta nu vă spun că v-am aici în platoul emisiunii, dar în urmă cu 6 sau 7 ani când ați pășit aici în Etno, am avut fericita zi, să zic, din viața mea în care v-am întâlnit și v-am ascultat. Chiar aveți o Mulțumesc! voce inconfundabilă și mi-aduc aminte că Mulțumesc! toți artiștii care erau prezenți la vremea aceea în platou vă aplaudau Da, și vă a felicitau. fost domnul Cornel Borza și doamna Maria Butilă pe această cale și salut cu drag și îi port în suflet toată viața. Ceea ce nu v-am spus eu că lupta mea a fost, adică viața mea a fost o luptă și am continuat să, cum să spun, să fac pași mici și Sigur, realizări. da. Și în muzică. Am renunțat acolo unde a fost chestia că n-a fost, nu a fost ce a trebuit să fie, dar am mers în continuare, m-am zbătut, am venit aici la București pe vremurile alea, pentru atestat de liber profesionist. Am luat atestatul, cum era pe vremea aceea, se cerea ca toți interpreții să aibă atestat. Eram cea mai mândră de mine când am văzut că m-am descurcat singură și m-am întâlnit cu acele persoane acolo, că venea cu alți soliști și așa mai departe. Și a făcut, poftim? Ai venit pentru atestat? Și am zis, da, nu am loc. Și încet, încet, cu încetul, situația în România, după cum știți, s-a schimbat din Total. total și din ce în ce era tot mai greu și am zis, Da, lăsăm astăzi când trageți linie, și adun. considerați că ați trăit, trăiți și n-ați făcut umbră pământului că ați reușit tot ce v-ați propus? Tot ce mi-am propus nu am făcut, dar și cu cântatul. De ce am apărut așa de târziu? Pentru că eu mi-am dorit foarte mult ca să-mi scot, cum era pe vremuri, o Albumul. placă sau casetă sau, în ultima perioadă, un album. Și am spus, indiferent ce vârstă voi avea, atunci când Dumnezeu o să îngăduiască să ajung la o situație materială la care să-mi permit luxul ca să-mi fac un album, am să-l fac. Și Dumnezeu m-a ajutat. Și de data asta. În toate v-a ajutat, dar chiar cu greutățile astea pe care le-ați avut și să treceți prin atâtea încercări ca să ajungeți unde v-ați propus. Da, Dar iată că ceea ce mă surprinde plăcut la dumneavoastră, doamna Axinia, este că nu v-au înrăutățit greutățile, din contră, nu, ați simțit că vă întăresc, le-ați văzut ca pe lecții așa de este. viață. Asta înseamnă să fii un om asumat, un om cu suflet bun și un om care are frică de Dumnezeu pe lumea aceasta. În primul rând, trebuie să avem încredere în noi și în Dumnezeu, în primul rând, pentru că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Nici o frunză din pom nu cade fără grija lui. Și eu știu că Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare. Am avut multe peripeții, multe întâmplări în viață, dar n-am să vă povestesc despre... Trebuie Vreau să să mai vorbim veniți la și... un capitol următor. Da. Doamna Axinia, trebuie să
deveniți și mai cunoscută publicului și vreau să îi îndemn pe cei de acasă să vă caute pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, unde Și aveți o activitate extraordinară. da. Sunt convinsă că soțul dumneavoastră e fascinat de ce minune i-a dat Dumnezeu, pentru că sunteți o prezență plăcută, o femeie deosebită și un suflet atât de blând. Eu am preluat toată energia dumneavoastră și mă bucur că Mă am bucur. discutat astăzi ca două prietene la Folclorul sub lupă. Dar aș mai avea înainte de încheierea acestei emisiuni, care nu știu cum a trecut atât de repede, Da. acum privind în urmă, de ce sau de cine vă este dor? De cine mi-este dor? De toți prietenii și foștii colegi, care așa mi-aș dori de mult, măcar o dată să-i văd pe toți colegii. Toți sunt plecați prin toată lumea, începând de peste oceane și în toată Europa. Tare mult mi-aș dori să avem întâlniri, să îi văd și să-i strâng în brațe, că din tot răul acesta, eu totuși, prin câte am trecut, câte probleme am avut, am fost susținută de colegi, de prietene, de prieteni și de aceea mi-e tare dor și când găsesc câte unul sau, eu știu, câte o colegă, o prietenă pe internet, grație internetului că acum ne regăsim după ani de zile, mă bucur, doamna Lavinia, ca un copil. Doar la vinia fără doamnă, doamna Bine, Xenia. mulțumesc. Și pentru că se încheie emisiunea, puteți să ne definiți pe scurt ce înseamnă pentru dumneavoastră România sau acasă? România este tot pentru mine. România, n-aș putea să trăiesc, să nu mai pot veni în România, când pășesc pe pământul românesc, simt că prin viață, simt că este o magie, simt că Dumnezeu este cu mine și îmi dă o energie extraordinară, mă încarc bateriile pentru poate un an de zile când vin în țara. Vă mulțumesc pentru Eu vă prezența mulțumesc din dumneavoastră, suflet. iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, încheiem acest sezon cu o poveste cât 1000 de povești. Până la sezonul următor, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul.